Bun găsit, prieteni agricultori sau amatori de agricultură! Sunt Ramona Pandele și mă bucur să vă fiu gazdă în minutele ce urmează la o nouă ediție a emisiunii Agromagazin. Pentru început vă invit la Matca, acolo unde s-a desfășurat cel mai recent eveniment al companiei Syngenta, Turul Inovației în Legumicultură. Organizat la ferma Marcoser din Matca, județul Galați, a fost cel mai bun prilej pentru specialiștii companiei Syngenta pentru a prezenta fermierilor cele mai recente tehnologii folosite în solar pentru hibrizii de tomate, atât pentru cei cu creștere semi-determinată, cât și pentru cei cu creștere nedeterminată. Pe lângă tomate, legumicultorii au primit informații utile și despre varietățile de hibrizi de castraveți și ardei din portofoliul Syngenta. De asemenea, agricultorii au învățat cum să folosească ultimele tehnologii pentru culturile de legume în spații protejate, pentru a putea să-și sporească producția în cele mai dificile momente ale anului. Inovație la Syngenta înseamnă dezvoltare de produse, produse de ultimă generație, produse care să satisfacă toate nevoile și cerințele din perspectiva fermierilor, dar și din perspectiva consumatorilor, pe parte de semințe, pe parte de protecția culturilor și pe parte de fertilizare. Azi am vorbit în special despre cultura de tomate, în special partea de roșii de tomate, un portofoliu foarte bogat de tomate și, așa cum a spus și în deschidere colegii noștri de la Marcoser, suntem lideri pe acest segment. Și ne dorim ca tot ce rezultă din cercetare să poată fi testat și adus în România, să intre pe mâna fermierilor și a consumatorilor români. Și vom continua să inovăm, investim foarte mult în partea de cercetare. În Syngenta avem 5.000 de colegi care se ocupă de partea de cercetare, dezvoltare de produse și partea de legume este un segment important din partea de R&D, de partea de cercetare în cadrul companiei noastre. Și ați văzut un număr foarte mare de varietăți, da? de semințe, de soiuri, de hibrizi, de fapt, care sunt disponibili fermierilor și sperăm și vom continua să fim lideri pe acest segment, în special pe partea de tomate. Tema acestui eveniment predominant a fost cultura de tomate, însă s-au prezentat și culturile de castraveți și de ardei. Fermierii au fost împărțiți pe grupuri în care s-a discutat despre semințe, s-a discutat despre protecția plantelor și despre fertilizanți și au avut șansa să intre în solarii alături de specialiștii noștri. Syngenta este într-o continuă dezvoltare și cercetare. Am observat un trend al pieței către tomatele roz și suntem și noi pe acest palier acum. Încercăm să aducem pe piață noi varietăți de tomate roz. Noi spunem mereu că este nevoie de o strategie pe termen lung pentru a ajuta sectorul nostru, legumicultura, în primul rând. Pentru că există un potențial uriaș în România pe acest sector, însă el trebuie să fie și sprijinit. Facem tot ce ține de noi, în sensul în care adaptăm toate tehnologiile pe care le găsim în momentul de față la condițiile specifice de la noi din țară și punem la dispoziția fermierilor din România ingineri pregătiți, forjați în acest bazin legumicol. Pentru a proteja plantele și viitoarele culturi pe care cu toții vi le doriți cât mai bogate și sănătoase, este necesar să folosiți un agent de protecție și stimulare. Vă recomand unul dintre cele mai eficiente produse de pe piață. Utilizat în peste 60 de tipuri de culturi, Albit este un biostimulator cu proprietăți antistres, fungicid și stimulare aplicat foliar în vegetație și la tratarea semințelor sau răsadurilor. Este un agent de protecție multitask, bine echilibrat, care influențează pozitiv toate etapele vitale ale creșterii plantelor, precum și microbiocenoza solului. Albit dă putere plantelor. La această cultură de floarea soarelui este un lucru interesant. Datorită faptului că este o zonă cu aport freatic, nu am putut să intrăm, să zicem, în 10-15 aprilie la semănat, datorită faptului că terenul a fost moale. Ca atare, semănatul la această parcelă de 40 de hectare s-a făcut în data de 4 mai.
4 mai, undeva o dată cu 20 de zile întârziat față de epoca optimă, dar norocul mare a fost că am scăpat de stresul termic care a fost în primăvară. Adică nopți cu minus 2, minus 3, zile cu 5-6 grade, plus ziua. Deci a fost o primăvară foarte, foarte atipică. E, în schimb, ce am făcut? Am văzut că am avut o burienare după ierbicidarea preemergentă specifică pentru monocotile, am avut o îmburienare exagerată cu dicotile. Fiind un hibrid sulfonil ureic de genetică Syngenta, am folosit ierbicidul Express. Ei, dar deja floarea, având pe fond de umiditate, era undeva trecută. Multe din plante erau deja la 10 frunze. Ca atare, un pic am întârziat, în primul rând datorită faptului că n-am putut accesa terenul, fiind foarte moale. Am întârziat 3-4 zile, floarea pe fond de umiditate s-a dezvoltat bine. Ca atare, pentru a nu stresa floarea, pentru că burienile erau mari, vorbim aici de xanthium, în general, de pălămidă, de ambrozia. Am folosit o doză mărită de Express la 35 de grame, produs comercial la hectar, și 300 de mililitri de trend, adjuvantul aferent. Pentru că burienile erau mari, pentru că doza am crescut-o de ierbicid, am aplicat produsul Albit pentru noua avea fenomene de fitotoxicitate. Nici nu s-a văzut că am ierbicidat, mai mult de atât, burienile în două săptămâni au dispărut complet, chiar dacă unele erau chiar până la genunchi exemplare. Ca atare, planta n-a fost stresată, dar și acțiunea asupra ierbicidă asupra burienilor dicotiledate a fost una de calitate foarte bună. Acest produs Albit potențând efectul substanței ierbicide asupra burienilor și în același timp reducând stresul asupra culturii de floare soarelui. În faza de buton floral, când am aplicat tratament fungicid, atunci am aplicat din nou produsul Albit. Vreau să vă spun că tot având o densitate mare, în jur de 63-64 de mii de plante la hectar, am aplicat produsul în doză de 60 de mililitri la prima trecere, la fel și a doua în faza de buton floral. Bineînțeles, combinat cu un fungicid cu două substanțe active de calitate și combinat cu molecule organice pentru a ajuta planta să treacă, fiindcă a fost o perioadă de lipsă de apă. Ulterior au început să vină ceva ploi, așa că acum, în momentul de față, cultura se prezintă undeva la o producție între 4200 și 4600 de kilograme. Acum nu pot să vă spun exact cum va evolua vremea, s-ar putea, dacă vine o căldură excesivă cu temperaturi de 30 de grade, să avem parțial semințe seci, o masă hectolitică mai redusă, dar asta nu înseamnă că producția va scădea sub 4200-4300. În condițiile în care va fi o toamnă blândă, cu mers climatic normal, eu zic că producția poate ajunge și la 4700-4800 de kilograme la hectar, în condițiile în care semănatul l-am făcut în data de la începutul lunii mai, nici de cum, undeva la începutul lunii aprilie, cum era normal, fiindcă n-am putut accesa terenul datorită faptului că este un teren mai jos și s-a zvântat foarte greu în primăvară. Ce recomandări aveți pentru cei sceptici sau cei care încă nu au folosit încă produsul Albit, atât la floare cât și la porumb, din experiența noastră? Ce pot să vă spun din experiența mea? Fiindcă am împărtășit-o cu mai mulți fermieri, care eu lucrând și ca și consilier tehnic pe județul Bihor, am avut probleme de fitotoxicități destul de mari la aplicarea ierbicidelor preemergente la floarea soarelui. Am avut fitotoxicități extraordinare la întârzierea aplicării ierbicidelor hormonale la cultura porumbului pentru combaterea burienilor dicotiledonate. Am avut o groază de fitotoxicități datorită amestecului de substanțe
ca în primăvară la tratamentul grâului substanțe gen imidazoli, care datorită stresului termic care a persistat în primăvară, nu au făcut bine culturii de grâu, au produs chiar arsuri, dar folosind produsul Albit am reparat toate aceste greșeli și în decurs de o săptămână pot să spun că rezultatele au fost unele deosebite. Aproape după o săptămână că nu s-a văzut că planta a fost stresată de produsele chimice aplicate. Referitor la produsul Albit, ce am observat? Am observat că în parcelele aplicate, efectul unde am avut, de exemplu, infestări cu rugina galbenă valul 2, înainte de recoltare, producând sămânță la soiuri străine, unele sunt de o capacitate deosebită de producție. Anul acesta am avut multe sole cu 11-2, 11-8 tone la hectar. Am văzut că acolo unde s-a aplicat Albit, comparativ cu vecinii, a fost vorba de o curățare aproape totală și un stingrin până la maturarea boabelor. Fapt ce a asigurat un plus de producție și de calitate la recoltare. Adică Albit poate fi considerat ca o asigurare și poate fi considerat și ca un vaccin. În primul rând poate fi considerat ca un vaccin. Multivalent, aici vorbim că sporește și ajută planta să se absorbă macro și micronutrienții din sol. Reduce, ajută să lupte în zonele acide cu toxicitatea de aluminiu și fier. O ajută să lupte mai bine cu bolile și dăunătorii. O ajută să treacă mai ușor peste stresurile provocate de seceta pedologică și arșița atmosferică. Mai mult de atâta, îi păstrează ceea ce mă tot repet și vreau să creadă toată lumea, îi aduce un stingrin foarte înaintat. Adică recoltez bobe cu 13% umiditate pe fond de paie verde. Din cauza instabilității vremii și a modificărilor climatice, cantitatea de apă necesară variază mult în funcție de culturi, motiv pentru care este dificil să garanteze o producție suficientă care să acopere costurile de producție. Soluția salvatoare poate veni de la instalațiile de irigat produse de compania Irtec. Instalațiile de acest tip sunt distribuite exclusiv de Dicorland și au fost prezentate la toate târgurile de profil din țară. Compania pune de asemenea la dispoziție, fără costuri suplimentare, proiectarea infrastructurii, transportul, instalarea, punerea în funcțiune și trainingul necesar pentru programarea la capacitate optimă ale acestora. Împreună cu Dicorland, fermierii nu vor mai avea grijă a precipitațiilor și își vor crește constant producțiile din fermele proprii. Suntem prezenți aici cu soluții complete de irigat, cu ajutorul colegilor noștri și partenerilor noștri din Italia, Irtec. Aceștia ne propun o serie de soluții reprezentate atât de sisteme compuse din tamburi și motopompe, dar și sisteme de genul echipamentelor liniare, pivot, hipodrom sau liniara clasică. Încercăm astfel să găsim soluția optimă pentru orice situație care apare în teren, mai ales astăzi, când, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, condițiile meteo impun investiții din ce în ce mai constante și mai sănătoase în genul acesta de echipamente. Spre ce se apleacă fermierii? Văd că sunt la dumneavoastră la stand, pun întrebări. Bineînțeles, dânsii caută, așa cum spuneam, soluția optimă pentru solele dumnealor. Noi suntem aici ca să analizăm toate informațiile pe care dânsii ni le pun la dispoziție și să găsim, prin urmare, soluția cea mai eficientă pentru dumnealor. În funcție de informațiile pe care le avem la dispoziție, putem să sugerăm fie o variantă formată din tamburi și motopompe, fie o variantă de genul sistemelor liniare de irigat. Sistemele formate din tamburi și motopompe au un mare avantaj, acela că sunt foarte versatile și că pot să fie mutate în sole cu forme diferite, fără să fim condiționați în niciun fel, dar în același timp gradul de productivitate și faptul că necesită mână de lucru mai puțină avantajează de foarte multe ori sistemele de tip liniar. Aici vorbim de consumul de apă, vorbim de consumul de combustibil și suntem de fiecare dată atenți să venim pe lângă
un sistem productiv și cu un sistem care să fie eficient atât din punct de vedere al consumului de energie, cât și al consumului de apă. Astăzi, echipamentele IRTEX sunt echipate cu diverse sisteme de monitorizare care ne permit controlul complet al utilajului de la distanță, dar și o raportare constantă a consumului de apă și energie, astfel încât fermierul poate să-și facă o analiză constantă a investiției pe care o face pe măsură ce realizează procesul de irigare. Vă propun ca în minutele ce urmează să fiți foarte atenți la materialul pe care l-am pregătit special pentru amatorii de rețete sofisticate, arătoase, aromate și numai bune de impresionat audiența. Șef Liviu Preda face iarăși bunătăți din bălțată românească, așa că pregătiți-vă să poftiți! Bună ziua, în primul rând, și bine v-am găsit. Mă bucur să vă am astăzi prezenți în locul acesta, din Brașov, împreună cu colegul meu, Gabi Doroftei. Numele meu este Liviu Preda, astăzi sunt în gazda dumneavoastră. Ne bucurăm să împărtășim cu voi ceea ce bine cunoașteți deja, bălțata românească. Ceea ce o să facem noi astăzi, avem aici o brasieră sau dumneavoastră acasă, dacă aveți o tigaie, la fel de bine puteți să faceți cu o tigaie. Ce este important este să avem o temperatură de 200 de grade. Una dintre greșelile pe care foarte multă lume o face, o ia o carne și o pune acolo și uită de ea, merge după vreo 5-6 minute și o întoarce și o mai lasă 2-3-5 minute și zice că e gata. Carnea trebuie tot întoarsă, la fiecare un minut, ea trebuie tot întoarsă, un minut jumate maxim. Procesarea la bucățile acestea care au undeva la 2 cm grosime nu ar trebui să fie mai lungă de 7-8 minute la cald, după care le scoatem într-o tavă și o să le punem la salamandră să stea la o temperatură de odihnă, spunem noi. Haideți să vă și arătăm, să și exemplificăm. Foarte important la carnea de vintă, asta când o cumpărați dumneavoastră, este să vă uitați la gradul de marmorare pe care îl are, adică procentul de grăsime din fibră. Este foarte important când vedeți fibra să vedeți și alb printre fibre, pentru că înseamnă că are grăsime în fibră. Este ceea ce noi numim marmorare în bucătărie. Cu cât gradul de marmorare, și bineînțeles și aici este un grad de marmorare, este de la 1 la 5. Cu cât gradul de marmorare este mai mare, cu atât procesul de frăgezire a cărnii este mult mai intens, carnea este mult mai masticabilă și mult, mult, mult mai gustoasă. Avem temperatura noastră, am pus bucățile de carne, avem niște legume gata pregătite, niște legume sotate, am ales astăzi niște ardei tricolor, zucchini, vinete, ceapă verde, am ales deja să le procesăm, o să le încălzim și pe acestea la final. Încercăm să întoarcem carnea cât de des posibil pentru că și să mutăm locul în care stă ca să punem pe o suprafață mereu încinsă. Carnea absorbe foarte repede căldura de la brasieră sau căldura din tigaie, după caz. Pentru cei care sunt acasă, normal că nu au o brasieră, dar cu toții avem o tigaie non-aderentă în casele noastre. Nici nu trebuie temperaturi în exces, adică peste 200 de grade, nu vrem să alterăm. Trebuie să ne aducem aminte că tot ceea ce este ars deja este amar. Vrem să aducem la un punct de prăjire, să dezvoltăm un gust aparte, dar nu vrem să ardem bucata de carne. Cred că de-aia multă lume nu a cumpărat carne de vită pentru că le-a fost frică cumva. Dom'le, dau un preț destul de mare pe o carne de vită și nu știu să o prepar. Risc să fac un produs pe care nu o să-l mănânc nici eu, nici copiii sau nici familia, să zic așa. Și atunci am aruncat, cum spunem noi românii, cu banii pe fereastră. Dar este bine, dacă totuși am dat un ban pe o carne premium, cum este bălțata românească, să avem câteva noțiuni despre cum se face această carne. Nu încercați să faceți lucrul acesta acasă, vă reamintesc, nu vreți să dați foc la casă. Mie îmi place totdeauna să pun un pic de rom, de coniac, de whisky pe bucata de carne. Alcoolul se evaporă, în schimb gustul de caramelizare rămâne pe bucata de carne. Le ridicăm. Ce miroase! Vezi, asta e păcat, că nu poate să simtă lumea mirosul. Avem aici un, ce spunem noi bucătarii, metru de hotel sau un unt aromatizat.
Untul acesta are în el ceapă roșie călită, stinsă cu vin roșu, niște sfeclă, ierburi. Ne place să punem așa peste bucățile de carne, să punem un pic de unt. Dacă dumneavoastră nu aveți un maître d'hôtel acasă, sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră are clasicul unt, din care puteți să tăiați o felie nu foarte groasă și să puneți la final. De ce n-am pus untul pe brasieră? Pentru că dacă îl puneam, era momentul în care se ardea. Untul are ca punct de fierbere sau punct de topire foarte jos și punct de ardere foarte, foarte scăzut. La o temperatură de 70-80 de grade deja se arde untul și devine amar. Și atunci am preferat să... Da. Perfect. Ce face o salamandră? Este cea care dă căldură de sus. Da? În momentul în care am pus ceva greu aici, o să pornească o căldură de sus. Căldură sau intensitatea acestei călduri poți să o setezi. Ideea este că vreau să topească tot untul acela și să îmi gătească în continuare bucata de carne. Bucata de carne, chiar dacă am scos-o din tigaie, ea continuă să se mai gătească, pentru că căldura pe care a absorbit-o din tigaie sau din brasiera noastră începe să intre în fibra ei. Noi suntem în acțiune aici, nu ne-am oprit. Îmi place întotdeauna să cred cu tărie și îmi place întotdeauna să promovez lucrul acesta, că sănătatea începe din farfurie. Și atunci, pe cât de multă proteină introducem în corpul nostru, cam tot pe atâta legume ar trebui să introducem în corpul nostru. De fapt, o farfurie perfectă, se spune despre o farfurie perfectă că ar trebui să aibă 30% proteină, 30% fibre și 30% carbohidrați. Carbohidrații sunt în fața dumneavoastră, în pâinea aceea cu maia deosebită. Atunci eu nu vă mai dau carbohidrați, dar în schimb legume din belșug. Antricotul nostru este făcut, mai avem o bucată la cuptor, este setat la 54 de grade, era o bucată mai groasă de vițel, undeva la aproape spre 5 cm. Și atunci am zis să facem și pe cuptor una. Dar important este la antricot cât timp am stat cu el pe foc, măcar atâta să stăm cu el și la odihnă. O să vină mai întâi garniturile pe mesele dumneavoastră, puteți să vă serviți din ele liniștit și la fel după aceea, imediat cum am tăiat cărnița, o alăturăm și sosului și o punem în fața dumneavoastră. Se spune că dacă nu gătești bine o carne, acoperă cu sosul. Noi o să punem sosul separat astăzi ca să vă bucurați de carne. Sosul, bineînțeles, este făcut tot din carne, este un jiu, am putea spune, este un jiu de vită. Aveți ardei tricolor, aveți zucchini, aveți vinete, aveți anghinare, ceapă verde, cepușoară și, bineînțeles, am făcut aici, Gabi ne-a pus o ceapă caramelizată. Am încercat pe cât se poate de mult să scot părțile mai grase, să scot grăsimea. Grăsimea ne ajută foarte mult în procesarea cărnii și în faptul că nu se usucă carnea, dar nu e foarte plăcută ca și gust. Am încercat să o scot pe cât se poate de mult. Pentru cei care sunteți îndrăgostiți de usturoi, avem niște usturoi copt în coajă, pe care le scoatem la final. Nu este neapărat să-l mâncați, dar eu cred că merge extraordinar cu preparatul nostru. Vă încurajez să gustați din mai multe bucăți și mai făcute, care au fost mai groase, au rămas mai în sânge, dar e locul potrivit în care puteți să vă educați papila gustativă. Carnea, în orice caz, are textura și frăgezimea exact care trebuie. De ce părere aveți despre bălțata românească? Fantastic la gust, nu? Munca dumneavoastră este net superioară față de ceea ce... Noi efectiv ne bucurăm de ceea ce ne aduceți, ceea ce ne puneți la dispoziție ca idee. Dar pentru mine e o plăcere să pot să lucrez cu astfel de materie primă de calitatea și standardul acesta, sincer. Eu vă mulțumesc! Aici se încheie Agromagazinul de astăzi. Eu sunt Ramona Pandele și vă aștept și data viitoare să descoperim împreună cum facem pomul să înflorească și pământul să rodească. Până atunci, să aveți bine, sănătate și spor în toate!